În sectorul 2 există multă mizerie, mult disconfort și multă resemnare din partea actualilor oameni care conduc primăria sectorului 2. Există o boală rămasă nevindecată de mai bine de 12 ani și această maladie se numește necularunțan. Există zone în sectorul 2 ai căror locuitori au trăit primii 12 ani privați de orice tip de resurse. Străzi neasfaltate, străzi fără canalizare, străzi fără apă, peste 100 de străzi în sectorul 2 și chiar în zonele centrale ale sectorului 2. Sunt adevărate bălți, sunt adevărate gropi de gunoi care au închis chiar și drumurile de acces și străzile din aceste zone. Sunt o persoană care s-a săturat de promisiuni de mai bine de 20 de ani și consider că sunt omul faptelor. Voi fi aproape de cetățeanul sectorului 2, voi încerca să-i cunosc toate problemele, din care, desigur, în funcție de priorități, să alegem spre rezolvare problemele cele mai apăsătoare, cele mai dureroase, cele care sunt la ordinea zilei. Adevărata vindecare a locuitorilor sectorului 2 va începe pe 10 iunie. Eu, Dragoș Frumosu, voi deveni acela care va veghea la bunăstarea fiecărui cetățean. Mulțumim și vrem să fiți alături de noi. Vă mulțumim. Să rămână, vă mulțumim mult.